An de an, ziua de 24 ianuarie devine și la Curtea de Argeș un prilej de a rememora momentul unirii principatelor române. Pe platoul din fața Bisericii Domnești din municipiu a fost organizată astăzi o festivitate în prezența înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a autorităților locale și a multor argeșeni. Festivitatea a început cu intonarea imnului național, după care înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit o slujbă de tedeum. Ierarhul a vorbit cu acest prilej despre importanța actului istoric petrecut la 24 ianuarie 1859, realizat din dorința românilor de a trăi în granițele unei singure țări. Așa a dorit Dumnezeu ca să nu mai fim împărțiți între noi, că această dezbinare și împărțire a venit de unde a venit, că este o zicală în latină unde spune divide et impera, adică dezbină și stăpânește. Așa că este foarte important să nu dăm noi răspuns, să fim foarte atenți la cei care dezbină neamul românesc. Să fim foarte grijulii și rugăciunea noastră, cea de întâi, trebuie să fie, când zicem Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, unirea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă pentru totdeauna. După 159 de ani, această zi onorabilă ne face să trăim la nivel de poveste câteva etape pe care le-au parcurs strămoșii noștri până la realizarea României de azi. Unul dintre cele mai puternice simboluri ale sărbătorii de astăzi este Hora Unirii, care ne transmite un mesaj simplu, dar profund. Doar împreună vom reuși. În continuare, pe o scenă amenajată în fața Muzeului Municipal, elevii de la Seminarul Teologic Ortodox Neagoe Vodă Basarab și de la Grupul Școlar Auto au prezentat un program artistic care a cuprins scenete istorice și cântece patriotice. De asemenea, pe scenă au urcat copii și de la alte școli argeșene. Măsurăm laptele mai întâi, iar apoi facem socoteala. Așa, una, 2, 3, 23, ai 24 de ocale. Dar pune-și pe acesta care a rămas pe punct, să nu am umplut bine ocalele. Militarii detașamentului de onoare din cadrul batalionului 33 Vânători de Munte Posada au defilat pe bulevardul principal al orașului Curtea de Argeș. Cei prezenți la acest moment aniversar au retrăit atmosfera evenimentului petrecut în urmă cu 159 de ani printr-o horă a unirii desfășurată pe platoul din fața Bisericii Domnești. În această dimineață, în toate parohiile argeșene au fost oficiate slujbe de tedeum, la finalul cărora clopotele bisericilor au fost trase timp de un minut.